Gata? Salut, excelențelor! Eu sunt Dinu, bine ai revenit pe Controvers TV! Astăzi vreau să-ți spun 12 lucruri uimitoare despre tine pe care fac par eu cu tine că nu le știai până acum. Mai exact despre creierul tău și despre modul în care funcționează el, despre modul în care îți influențează în fiecare zi gândurile, acțiunile, comportamentele, fără ca tu să-ți dai seama sau să te gândești prea mult la asta. Creierul uman este probabil cel mai uimitor lucru din tot universul, cunoscut până acum, și asta pentru că între aceste două urechi se află motorul care ne face pe noi să funcționăm, să existăm, să trăim. Tot ceea ce am făcut vreodată, toată viața noastră, tot ceea ce suntem și vom fi vreodată, este aici, de aici pornește și cu asta se termină. Asta este ceea ce ne face pe noi să fim conștienți de propria existență, să fim conștienți de mediul înconjurător, să facem descoperiri uimitoare care duc la progresul speciei, să creăm artă. Practic aici se află toate gândurile noastre, toate amintirile noastre, toate ideile noastre, tot ceea ce putem fi sau putem crea vreodată, tot ceea ce am gândit și vom gândi vreodată. În fiecare creier uman se află un univers în miniatură, însă ce e foarte important să știi este că, deși vor exista multe persoane care în viața aceasta vor încerca să te păcălească, să te înșele, să te mintă, nimeni niciodată nu o va face mai bine decât o face în fiecare zi propriul tău creier. Creierul ne minte constant și asta pentru că noi de fapt nu avem un singur creier, ci două creiere. Un creier simțitor este creierul care experimentează mediul, este creierul care, indiferent că vorbim de om sau animal, este același pentru toate mamiferele care există pe planeta Pământ. Și anume, creierul care îți permite să trăiești și care îți transmite reflexele. Foame, frig, dorință sexuală și așa mai departe. De asemenea, noi oamenii mai avem un creier gânditor. Acesta este creierul care ne face din ceea ce știm noi până acum să fim cea mai inteligentă specie care există în univers, din ceea ce știm noi. Eu sincer cred că există specii mult mai inteligente. Însă cu siguranță și ele au la bază tot acest creier gânditor. Ce face acest creier gânditor este să spună o poveste frumoasă despre tot ceea ce noi experimentăm, despre tot ceea ce creierul simțitor experimentează. Însă de foarte multe ori această poveste fie este edulcorată, îmbrăcată, frumos, împachetată, fie este complet falsă. Așa că astăzi o să spun 12 lucruri despre tine și despre creierul tău, care să te ajute să înțelegi mai bine modul în care funcționează el și faptul că această conștiință de sine pe care o avem noi, în care noi credem că luăm toate alegerile care țin de viața noastră, este mai mult o iluzie decât un adevăr. În realitate, subconștientul este partea din creier care ia majoritatea deciziilor din viața noastră, iar apoi conștientul, creierul gânditor, este cel care spune o poveste frumoasă despre cum am ajuns noi să luăm aceste decizii. Înainte să trec mai departe să spun cele 12 lucruri, vreau să te rog să te abonezi, să dai subscribe dacă n-ai făcut-o deja, pentru că în primul rând e gratis, dai o mână de ajutor pentru care îți mulțumesc și în felul ăsta rămânem în contact ca să vezi următoarele clipuri pe care le voi posta aici pe canal. Aștept să te abonezi, apasă butonul de subscribe. Gata? Bun. Hai să trecem mai departe la cele 12 lucruri pe care nu le știi despre creierul tău. Punctul 1. Dacă urăști foarte mult un lucru sau un obicei la alți oameni, dacă te scoate ceva din sărite, este pentru că sunt șanse mari ca și tu să faci fix același lucru. Ca să-ți dau un exemplu. Dacă mereu faci comentarii răutăcioase despre oamenii grași și te enervează oamenii grași și spui că nu suporți grașii pentru că mănâncă prea mult și că nu mai slăbesc odată, e foarte probabil ca și tu să ai niște complexe legate de greutate, ca să ai nesiguranțe legate de propria ta greutate. De asemenea, dacă urăști foarte tare atunci când ești făcut să aștepți, atunci când cineva întârzie, nu neapărat doar dacă te deranjează puțin, dacă spui în general nu-mi place să aștept, dacă te scoate din sărite, dacă începi să fierbi de furie atunci când cineva întârzie, surpriză, sunt șanse foarte mari ca tu să fii o persoană nepunctuală la rândul tău și să-i faci pe ceilalți de foarte multe ori să aștepte. Probabil ai cunoscut oameni bârfitori care spun că nu le place bârfa și că îi enervează când alții bârfesc. Este exact aceea situație. Îi spun că disprețuiesc bârfa pentru că ei înșiși bârfesc foarte mult. Lucrul ăsta se întâmplă pentru că al nostru creieraș proiectează în ceilalți toate lucrurile care nu ne plac la noi și pe care nu suntem capabili să le observăm. Așa că ai mare grijă în următoarele dăți în care vei observa că ceva, un obicei, un lucru te enervează la alți oameni, când vei simți că îți fierbe așa sângele și ceva te scoate din sărite, fii foarte atent și încearcă să te monitorizezi pentru că s-ar putea ca tu să faci exact același lucru fără să-ți dai seama.
Punctul 2. Dacă ești o persoană care nu are încredere în oameni, dacă spui des nu am încredere în nimeni, este pentru că tu însuți nu ești un om de încredere. Studiile psihologice arată că oamenii care sunt foarte corecți, care sunt onești, care sunt integri, tind să creadă că toți ceilalți oameni sunt la fel. De aceea, atunci când sunt înșelați, sunt trădați, sunt mințiți, ei sunt șocați, sunt cu adevărat uimiți de acest lucru, pentru că ei nu concep că ceilalți ar putea să fie ticăloși, să fie escroci sau să facă rău în mod gratuit. În răspăr, oamenii care sunt trădători, care înșeală, care mint, care au tendința de a face rău altora gratuit sau doar pentru propriul lor interes, tind și ei să creadă la rândul lor că toți ceilalți sunt la fel. Astfel pot să-și justifice comportamentul ingrat. Practic, atunci când un hoț de buzunar fură pe cineva, el nu se simte vinovat pentru asta, pentru că el are tendința să-ți creadă că toți oamenii sunt hoți și că într-un fel sau altul are dreptul să facă asta. De asemenea, dacă un om trădează pe cineva în mod gratuit și trădează un prieten, imediat după ce o face, mintea lui fabrică o scuză pentru ca să nu se simte atât de vinovat cu el și îi spune o poveste frumoasă despre cum toți oamenii sunt așa și oricum toți oamenii sunt trădători, așa că el practic nu a făcut nimic altceva decât ceea ce ar face orice alt om. Ceea ce sigur că nu este corect. Așadar, dacă spui că nu ai încredere în nimeni și chiar simți asta, este pentru că tu însuți ești predispus la a trăda încrederea oamenilor din jurul tău. Punctul 3. Cu cât încerci mai mult să impresionezi oamenii, cu atât ei vor fi mai neimpresionați de tine. Creierul nostru ne spune o poveste despre cum dacă vom încerca mereu să le facem pe plac tuturor și să fim mereu zâmbitori și să încercăm să-i mulțumim pe toți, ei vor fi foarte impresionați de noi și ne vor plăcea. Este profund fals. În primul rând, în momentul în care faci asta, transmiți falsitate. Chiar dacă nu o faci în mod fals și așa ești tu autentic, ești o persoană people pleaser, cum se spune în engleză, asta îi va face pe oameni să suspecteze că e ceva în neregulă cu tine și în felul ăsta îi va îndepărta de tine. Cu cât încerci mai mult să faci lucruri care să îi impresioneze pe cei din jur, cu atât mai mult ei te vor considera mai antipatic, deși, știu, pare paradoxal. Asta este pentru că oamenilor le place ceea ce nu pot avea. Oamenii atunci când te văd că te comporți mai rece cu ei, mai distant, tind să se întrebe dacă nu cumva nu-i placi și dacă nu-i placi, de ce nu-i placi și vor încerca să-ți intre în grație. În partea opusă, omul care încearcă mereu să le facă pe plac tuturor, care este mereu acolo, este considerat ca o persoană care încearcă prea mult, care este prea puși și care vrea prea mult să intre în grațiile altora și în felul ăsta îi va îndepărta pe cei din jur. Pe de altă parte, dacă îți dorești să-l faci pe un om care nu prea te place să te placă, cere întotdeauna favoruri mărunte. Să spunem că ai de-a face cu un coleg de serviciu și ai senzația că poate îi ești oarecum antipatic, deși nu ai făcut nimic. Cere în fiecare zi cât un mic favor, o țigară, o gumă, un pix, pentru că în felul ăsta creierul lui va intra în disonanță cognitivă. Nu-ți poate refuza un favor mărunt, că ar fi culmea, dar în momentul în care îți face un favor și altul, creierul nostru știe că noi nu facem favoruri decât oamenilor pe care îi plăcem, așa că în acel moment va fi nevoit să ia o decizie. Fie nu-ți mai face niciun favor și își confirmă faptul că nu te suportă, fie va începe să te placă din ce în ce mai mult. Punctul 4. Cu cât eșuiezi mai mult și mai des, cu atât îți cresc șansele să ai succes. Deși pare paradoxal și deși societatea, cultura noastră ne-a învățat că eșecul e ceva rău, că trebuie întotdeauna să căutăm să fim perfecți, asta e o aberație. Thomas Edison, unul dintre cei mai mari inventatori din toate timpurile, a avut peste 2000 de experimente eșuate atunci când încerca să facă becul. Becul pe care astăzi îl folosim cu toții pentru ca să avem lumină. Întrebat în cadrul unui interviu dacă în aceste 2000 și ceva de experimente eșuate nu s-a săturat, n-a avut o clipă în care să spună gata, renunț, nu mai vreau, m-am săturat, Edison a spus că în fiecare experiment eșuat a învățat un mod în care să nu facă becul și știa că în felul ăsta, prin eliminare, învățând modul în care nu e bine să facă un lucru, mai devreme sau mai târziu urma să apară momentul în care să îl facă bine. Așa că dacă îți dorești să ai succes, în loc să aștepți oportunități sau să aștepți un moment potrivit sau să aștepți să vină succesul și să alerge după tine, caută să acționezi, să eșuezi, să greșești cât mai mult, cât iubesc eu când se apucă vecinii să dea cu mașina, și în felul ăsta cu siguranță îți crești șansele pentru ca să ai succes și scurtezi drumul până la succes. Punctul 5. Cu cât ceva te sperie mai tare, cu atât ar trebui să-l faci. Asta sigur că nu se aplică în situațiile în care e posibil să ai viața pusă în pericol, însă de cele mai multe ori dacă un lucru te înspăimântă, cum ar fi să vorbești cu necunoscuți în public sau cum ar fi să-i dai un mesaj persoanei de care îți place, psihologii spun că este ideal să faci acel lucru și să-l faci cât mai repede, pentru că în momentul în care ieși din zona ta de confort, îți înfrângi anxietățile și acționezi făcând lucrurile care îți fac inima să îți bată și îți fac adrenalina să pompeze prin corp, ai foarte mari șanse ca la final să te simți mult mai bine. De asemenea, un principiu de viață spune că e mai bine la final să regreți un lucru pe care l-ai făcut și ai dat greș, a fost groaznic,
În final poți avea o poveste amuzantă decât să ajungi să regreți un lucru pe care nu l-ai făcut din teamă că nu va fi ok sau din frică, deși ți-ai fi dorit să-l faci. Punctul 6 are legătură cu punctul de mai devreme și spune că cu cât te temi mai tare de moarte, cu atât nu te bucuri de viață. Sunt mulți oameni care au anxietate, o spaimă teribilă, care îi face să se teamă că ar putea muri în orice moment, să încerce să se protejeze cât mai mult. Problema este că cu o moarte toți suntem datori. Iar dacă îți petreci viața gândindu-te într-una la câte rele se pot întâmpla, la ce tragedii pot apărea în viața ta și te pot lovi ca un tunet, la toate lucrurile rele care te-ar putea face să-ți pierzi viața, nu vei trăi o viață intensă, nu vei trăi la maxim și nu te vei bucura de viață. Vei exista, nu vei trăi. E o diferență foarte mare. Sunt oameni care au trăit foarte puțin, dar au făcut lucruri uimitoare și oameni care trăiesc până la 80-90 de ani, dar nu se bucură și nu s-au bucurat niciodată cu adevărat de viață. Depinde de tine în care categorie vrei să te încadrezi. Punctul 6. Cu cât înveți mai multe lucruri, cu atât realizezi că știi mai puține. La asta se adaugă și faptul că urmărești acest clip. Învățatul este cea mai puternică armă care există împotriva autosuficienței și ignoranței sau a aroganței. Pentru că pe măsură ce te educi ca să fii în permanență curios, să îți transformi toată viața într-o școală, să cauți informații cât mai multe din diverse domenii care te interesează și mai ales din domenii esențiale care ne fac să gândim tot mai mult, cum ar fi universul, cum ar fi capacitățile uimitoare ale creierului uman, în momentul în care cauți tot mai multe informații, vei descoperi cât de multe lucruri nu știi și asta pentru că cu fiecare informație pe care o vei primi sau o vei găsi sau o vei învăța, ți se vor deschide la nivel mental noi porți, noi întrebări pe care vrei vrea să le explorezi. Așa că cheamă-ți o prietenă sau un prieten la tine într-o seară și începeți să vă dați cu presupusul despre ce ar fi putut fi înainte de Big Bang. Punctul 8. Dacă nu-ți pasă de oamenii din jurul tău, dacă îi tratezi pe toți ceilalți urât și dacă ești o persoană egoistă, e pentru că nu ai respect față de tine. Oamenii care îi critică foarte mult pe ceilalți, care se poartă urât cu cei din jur, care nu-i respectă pe semeni, de cele mai multe ori au o atitudine foarte agresivă și foarte lipsită de respect față de ei înșiși. Nu au respect pentru ei, așa că în felul ăsta, pentru ca să compenseze, își împrăștie frustrările și lipsa de respect, criticându-i și jignindu-i pe cei din jur. De asemenea, oamenii care bârfesc foarte mult, care mereu au ceva negativ de spus despre prietenilor, despre familia lor, despre cei din jurul lor, o fac pentru că sunt persoane foarte nesigure. Asta nu înseamnă că bârfa este ok, însă este important să știi că atunci când vezi un om care întotdeauna simte nevoia să-i critique pe ceilalți, să spună ceva rău despre ei, este pentru că el însuși este o persoană foarte temătoare și nesigură, plină de frustrări, care în felul ăsta, prin a-i critica pe ceilalți și a le sublinia defectele, încearcă să-și crească încrederea în sine. Evident că nu reușești niciodată să faci asta în acest mod, este doar o iluzie care în final îți face și mai mult rău ție pentru că te umple tot mai mult de frustrări. Punctul 9. Dacă ți-e foarte teamă de eșec, sunt șanse mari să eșuezi. Așa cum îți spuneam și mai devreme, eșecul nu trebuie privit ca o tragedie, ci ca un pas firesc în drumul spre succes, spre momentul în care îți vei îndeplini visurile, așteptările, lucrurile pe care ți le dorești pentru viața ta. Dacă atunci când, să spunem, ai un interviu pentru un loc de muncă și te temi foarte tare că te vei emoționa, că te vei pierde, că îți vei pierde cuvintele, că nu vei ști ce să spui, că nu vei face o impresie bună, ce crezi? Sunt foarte mari șanse ca al tău creieraș să preia acest mesaj în care tu te aștepți ca lucrurile astea să se întâmple și fix asta să ți se întâmple. Să începi să te bâlbâi, să uiți ce vrei să spui, să nu faci o impresie bună, dar nu pentru că ai tu o zi proastă, ci pentru că tu ți-ai proiectat la nivel mental asta. În psihologie, lucrul ăsta se numește profeție auto-îndeplinită. Și anume faptul că atunci când te gândești că se va întâmpla ceva, acel lucru chiar se va întâmpla. Îți mai dau un exemplu. Dacă ai deținut un discurs în public. Apropo, sunt oameni care se tem de vorbit în public mai mult decât se tem de moarte. Este una dintre cele mai mari frici, spaime din lume, vorbit în public. Și te gândești că atunci când o să ajungi în fața oamenilor, o să fii speriat, o să începi să transpiri, o să-ți pierzi cuvintele, o să-ți tremure picioarele și o să leșini. Sunt foarte mari șanse ca asta să se întâmple, pentru că asta ți-ai proiectat-o la nivel mental. În schimb, dacă îți propui în minte să intri cu spatele drept, cu vocea puternică și îți imaginezi că oamenii vor fi impresionați și că vei fi clar, concis, vei vorbi astfel încât să le atragi tuturor atenția, surpriză, sunt șanse foarte mari ca asta să se întâmple.
Așa că recomandarea mea este ca în toate situațiile de viață pe care le vei avea de acum încolo, să nu te gândești la ce poate merge rău, ci să te gândești la cum va merge bine. În felul ăsta, chiar dacă ceva va merge rău, poți apoi să stai să te gândești la ce ai greșit, să iei totul ca pe lecție și să mergi mai departe, dar dacă îți imaginezi că totul va merge bine, sunt șanse foarte mari să fie așa. Îți dau exemplul lui Tesla, care întotdeauna înainte să facă experimente spunea că și le imaginează mental modul în care se desfășoară experimentul, tot ceea ce se va întâmpla. În felul ăsta, când făcea experimentul practic, era mult mai ușor să ajungă la rezultatele dorite. Punctul 10. Un lucru despre tine și relațiile tale pe care nu îl știai este că cel mai bun mod de a-ți găsi un partener este să nu ai nevoie de niciun partener. Indiferent că vorbim de un partener de sex cu care îți dorești să faci sex constant, indiferent că vorbim de un partener de viață cu care îți dorești să vă plimbați de mânuță prin parc și să mergeți împreună la mare și să faceți sex în natură, dacă îți dorești cu adevărat să se întâmple ceva, sunt șanse foarte mari ca să îndepărteze acel lucru să nu se întâmple. În momentul în care nu ai nevoie de un partener, în momentul în care ești foarte fericit cu viața ta, sunt șanse mult mai mari să atragi oameni faini în jurul tău. Dacă ai nevoie disperată de sex, cu siguranță nu vei avea parte de sex, pentru că toți oamenii din jurul tău vor simți cât de disperat sau disperată ești după sex și asta nu e atrăgător. Seducția este contraintuitivă. Oamenii își doresc ceea ce nu pot avea și mai ales oamenii își doresc oameni care nu au nevoie de ei pentru a fi fericiți. Așa că dacă îți dorești un partener sau dacă îți dorești mai mult sex sau dacă îți dorești prieten mai fain în viața ta, primul pas este să nu ai nevoie de ei. Investește timpul, investește-ți banii în tine, în educația ta, în dezvoltarea ta personală, în hobby-urile tale, în lucruri care te fac să te simți bine cu tine și în felul ăsta vei atrage oamenii potriviți în jurul tău. Punctul 11. Cu cât ești mai sincer în privința defectelor tale, cu cât le expui mai mult, cu atât oamenii din jur vor avea tendința să creadă că ești perfect. Știu că pare un paradox, însă mai ales în perioada contemporană în care totul în jur încurajează superficialitatea și toți oamenii încearcă să vândă o iluzie a perfecțiunii, în momentul în care ești deschis și sincer cu defectele pe care le ai, vorbești onest și asumat despre ele, fără să te deranjeze, fără să te autojudeci, îți expui deschis vulnerabilitățile și le transmiți celor din jur că nu ai nicio problemă cu ele. Ăsta ești tu. Tu ești mulțumit cu tine, cui îi convine bine, cui nu, nu. Prin acest mod, prin faptul că îți expui vulnerabilitățile, dovedești că ești o persoană puternică. Doar oamenii puternici au curajul de a se expune în fața celorlalți, natural, așa cum sunt ei, fără un milion de filtre. Nu mă refer aici doar la filtrele de înfrumusețare, mă refer la minciunile, poveștile pe care le spunem despre noi ca să părem mai, nu știu cum, mai minunați, mai wow, mai excepționali, mai inteligenți, mai incredibili decât suntem cu adevărat. Recomandarea mea este ca să îți accepți defectele, pentru că nimeni nu este perfect în această lume și abia după ce ți le accepți, poți începe să lucrezi pentru a le corija, dar întotdeauna afișează-te în fața oamenilor natural, expune-te cu calitățile și cu imperfecțiunile tale și vei observa că paradoxal, deși crezi că oamenii te vor judeca dacă faci asta sau crezi că vei fi vulnerabil în fața lor, pentru că te vor simți un om autentic, onest, căruia nu e teamă să se expună și să expună și părțile despre el care sunt mai puțin plăcute. În felul ăsta arăți că ești conștient de punctele forte, de punctele tari pe care le ai, dar și de punctele slabe și îi faci pe oameni să creadă că ești perfect. Punctul 12. Cu cât ai mai multe opțiuni în viață, cu atât ești mai nefericit. Asta pentru că creierului este foarte greu să aleagă. Unul dintre cele mai obositoare lucruri pentru creier este să aleagă, să încerce să-și proiecteze ce își dorește cu adevărat între două sau mai multe decizii. Astfel că atunci când numărul opțiunilor tale crește foarte mult, această anxietate se amplifică. Dacă alegerea te va duce în punctul unde îți dorești, cu siguranță va fi bine, dar dacă sunt situații în care alegerea pe care ai făcut-o ulterior se dovedește ca fiind neinspirată, creierul tău va începe să-ți transmită constant gânduri cu privire la ce ar fi fost dacă și dacă alegeam diferit și nu cumva am greșit. În final, întotdeauna orice alegere, orice decizie ei, trebuie să știi că este cea mai bună decizie. Nu ai luat în viața ta nicio decizie greșită și nici nu ai avea cum să o faci. Pentru că creierul nostru este setat ca să ia întotdeauna cea mai bună alegere în raport cu informațiile pe care le are într-un anumit punct. Sigur că ulterior, unele alegeri pe care le faci, pe baza unor noi informații sau experiențe, se pot dovedi catastrofale, groaznice. Dar asta nu înseamnă că la momentul în care tu ai făcut acea alegere care te-a dus în punctul în care să realizezi ulterior că este catastrofală, că a fost o alegere catastrofală pentru tine, tu puteai să alegi altfel, pentru că tu ai ales ce ai crezut că va fi bine. Nu cred că e un om care în lumea asta să spună acum dintre două opțiuni o să o iau pe aia care știu că îmi va face rău.
Alegi ce simți în momentul ăla că îți va face bine, că îți va provoca plăcere sau că îți va aduce un beneficiu în viața ta. Lucrul ăsta cu alegerile poți să-l observi foarte ușor în relațiile interumane de astăzi. Pentru că vezi, dacă înainte oamenii, când era vorba de parteneri, pentru că nu aveau foarte multe opțiuni, își alegeau un partener și rămâneau cu ăla pe toată viața sau pentru foarte mulți ani, astăzi vedem cum relațiile, căsniciile se destramă după 2 luni, după 3 luni, după 1 an, după 2 ani. Pentru că astăzi oamenii au mult mai multe opțiuni și în felul ăsta este mult mai greu să se mulțumească cu ceea ce au, să fie ok cu asta. Ai o grămadă de posibilități astăzi ca să cunoști femei, bărbați, Tinder, Facebook, Instagram, TikTok și multe altele în care poți comunica, diverse grupuri în care se adună la unaltă oamenii care au pasiuni comune. Cu cât ai mai multe alegeri, cu atât tind să fii mai nemulțumit de lucrurile pe care le ai și în felul ăsta îți amplifici anxietatea, creierul tău e buimăcit, ești buimăcit cu totul ca om de toate opțiunile pe care le ai în jurul tău, pentru că știi că nu le poți experimenta pe toate, dar ți-ai dori, astfel că orice alegere ajungi să faci, întotdeauna nu ești cu adevărat mulțumit de ea. Așa că poate că, deși tu credeai că e bine să ai multe opțiuni, indiferent că vorbim de restaurant când ai 40 de pagini de meniu, sau opțiuni de carieră, opțiuni de filme pe urmărit pe Netflix, în realitate, cu cât sunt mai multe lucruri dintre care poți alege, cu atât te simți mai anxios, mai nefericit și simți că timpul tău este prea scurt și că moartea vine și o să te ia cu coasa și n-o să ai timp să le faci pe toate. Bun, astea sunt cele 12 lucruri despre tine. Vreau, te rog, să-mi lași un comentariu, să-mi spui care ți s-a părut cel mai interesant și pe care dintre ele le știai, dacă era vreunul pe care îl știai. Îți mulțumesc pentru că ai urmărit clipul ăsta, te mai rog o dată să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja. Poți să-mi lași un comentariu și cu alte curiozități pe care le ai despre psihologie și voi filma clipuri separate în care voi vorbi despre ele. Dă un follow pe Instagram Dinu Popescu, subscribe pe Facebook unde mai postez texte, like la acest clip și dacă chiar vrei să fii generos, poți să-l împărtășești și cu prietenii tăi. Eu sunt Dinu, îți mulțumesc pentru că urmărești Controvers TV, ne vedem data viitoare. Bye!